Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Vă reamintesc invitații mei din această seară, domnii Alexandru Stănescu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, domnul Adrian Rădulescu, președinte AFR, și domnul Daniel Botănuiu, secretar de stat în cadrul MEADR. Discutam despre programul de tomate care și-a atins ținta. Spuneați dumneavoastră și au putut să observe și telespectatorii, mai ales legumiculturii, faptul că dacă acest program nu ar fi fost, le-ar fi fost mult, mult mai greu. Sunt oameni care recunosc lucrul ăsta și nu e o rușine să o spună. O chestiune foarte importantă. Cooperativa Țara Mea lucrează foarte bine cu Ministerul Agriculturii. Și am participat și eu la o ședință a lor de producție, ca să spun așa. Știi ce m-a șocat? Și am pus să mai repet o dată, că am crezut că nu înțeleg bine. Fiecare, cei din care urmau să primească de la producătorii respectivi tomate, trebuiau să ducă, să ia analize, probe de sol, să facă analize și de-abia după aceea să le ducă în supermarket. Dom'le, asta pe mine m-a șocat. Pentru că nu s-a făcut niciodată. Și e o chestiune extraordinară, te rog să mă crezi. Și avea dreptate, avea și dreptate de cooperative și aici lângă noi domnul secretar de stat, care îți spun că are o experiență mare în ceea ce înseamnă și cooperativele și a lucrat în niște cooperative, nu în România, unde a lucrat, o să vă spună dumnealui. Și ideea este că pentru aceste segmente și cu aceste cooperative se vor face lucruri extraordinare. Te rog să mă crezi, lucrează super profesionist. Nu se înțelege că în cooperative se adună 10 agricultori sau 15 și ei încep acolo să își organizeze treburile. Nu. La cooperativă sunt profesioniști de diferite meserii care știu să vândă, știu să comercializeze, știu să controleze. Am urmărit pe parcursul ăsta, nici eu nu prea credeam nici în cooperativă. Asta, nu știu dracule de ce am devenit negativist așa, dar după aia m-am convins, te rog să mă crezi. Cu ceapă, vindeau ceapă verde. Și a greșit membru cooperator, în loc să pune 5 cepe, a pus 4 cepe și nu le-au mai ieșit lor acolo, nu știu ce lucrurile. Și la un moment dat îl întreabă, băi, și ce soluție ați găsit? Că trebuia livrată ceapă. Păi foarte bine, și cooperatorul a fost de acord, am desfăcut toate pachetele alea și am pus câte 5 cepe, pentru că ăla la supermarket nu le primea. Adică lucrurile stau extraordinar de bine și trebuie sprijinit, trebuie încurajat și încă o dată felicitări. Bun, haideți să discutăm despre un eveniment extrem de important care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, mai exact joi. Evenimentul a fost sub înaltul patronaj al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, având drept scop stabilirea priorităților sectorului bio la nivel european. Avem și imagini de acolo, o să-i rog pe colegii mei din regie să pună imaginile și l-aș ruga pe domnul președinte Stănescu să ne spună mai multe lucruri, pentru că a fost o întâlnire internațională. Așa este, săptămâna trecută, mai precis joi, în Parlamentul României, Bucureștiul de data asta a fost capitala bio a Europei, din păcate la nivel de eveniment, pentru că agricultura în bio în România nu a avut o evoluție foarte bună. Chiar vreau să vă spun, din statistici, ajunsesem undeva la 3% în ultimul timp, suntem undeva la 2% din suprafață. Adică undeva la 280.000 de hectare sunt certificate bio în România. Ne-am propus și chiar prin programul de guvernare, vrem până în 2020 să ajungem cel puțin la 500.000 de hectare certificate bio. România, după cum știți, cred că este țara unde agricultura bio și-ar avea locul și mă refer aici în primul rând la zona montană. Vorbeam înainte despre alege oaia, despre oi. Cred că majoritatea oilor care se consumă în România sunt bio, pentru că știți bine, sunt oi de munte, oi unde pesticidele nu și-au locul acolo, nu sunt
nu sunt folosite, pesticide, îngrășăminte și e foarte important doar să le certificăm. Vreau să vă spun și că ați participat la acest eveniment. Cred că lucrul cel mai important a fost acolo. Eu le-am spus că avem un proiect de lege prin care vrem să înființăm o agenție, se numește Agenția de Calitate și Marketingul Produselor Agroalimentare Românești, o agenție care vrea să promoveze produsele românești și nu în ultimul rând să le și certifice atât produsele bio, dar și produse tradiționale și orice produs românesc. Ați văzut bine că a fost primită, ideea a fost primită de toți cei prezenți la această întâlnire. Întâlnirea la care au participat, am uitat să spun, au participat conducerea IFOAM Europa. IFOAM este o asociație profesională sau o federație profesională care cuprinde toate asociațiile bio din Europa. De fapt, IFOAM mondial, probabil, dar aici era vorba doar de IFOAM Europa la nivel de Uniunea Europeană. De asemenea, am avut plăcerea să avem alături de noi cel puțin reprezentanții a 7 țări, Italia, Spania, Germania, Austria, Belgia, Lituania, reprezentanții asociațiilor bio din țările respective. A fost o discuție foarte interesantă. Într-adevăr, am discutat și de ceea ce își propune IFOAM pentru viitoarea politică agricolă comună post-2020. Dar v-am zis, revin la această inițiativă a Parlamentului, de fapt, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, de a înființa această agenție care să ușureze aceste lucruri și, bineînțeles, să certifice, pentru că sunt foarte mulți, de ce a scăzut suprafața bio, pentru că costurile erau, eu știu, cât de cât mai mari și oamenii nu și-au mai permis să mai... Domnul președinte, da. Haideți să spuneți lucruri. Până mai nu știu de ce o dați așa după copac, cum se zice, ca să nu zic după nuc, pentru că nu aveți nicio implicare. Domnule, trebuie să recunoaște. S-au strecurat în această chestiune numai oameni de afară și firme de afară. Vorbim care de certificare, așa este. De certificare, asta, da. La certificare nu și toată lumea a avut probleme cu aceste instituții de certificare. Să știi că avem destui specialiști buni aici. Avem instituții care pot prelua această chestiune și putem face niște lucruri deosebite. Din cauza asta, foarte mulți au renunțat pentru că ăla nu m-a te controla, nu m-a luat banii, dar niciodată nu te-a îndrumat să spună exact ce și cum. Asta e realitatea. Da, dați-mi voie să spun mai departe. Această inițiativă legislativă va fi introdusă mâine, va fi depusă mâine în Parlamentul României. Ei, vedeți că nu știa. Asta e ca și noutate. Deci este pregătită, mâine am și semnat-o, mâine staful tehnic de la Comisia de Agricultură o va depune în sistemul legislativ. Bineînțeles, se va discuta în toamnă, pentru că știți bine că perioada următoare Parlamentul va fi în acea vacanță parlamentară. Din partea Ministerului, domnul Botanu a participat. O întâlnire foarte bună, cu fermierii din Europa, deci din țările importante, producătoare de astfel de produse de înaltă calitate. Sigur, discuțiile au fost pe ceea ce înseamnă următoarea politică agricolă comună referitor la sectorul bio. De asemenea, faptul că își doresc ca în România în anul 2019 să se întrunească și să aibă loc congresul lor la nivel internațional, ceea ce este un punct câștigat. Evident că domnul Ghinea, trebuie să ne uităm la lucrurile interesante. Evident că au scăzut, și este normal, au scăzut ca număr de beneficiari dintr-un motiv foarte simplu. Au dispărut acei vânători de subvenții. Și atunci, cei care doresc să facă agricultură bio, agricultură de înaltă calitate, au ocazia să o facă și au dovedit acum că, de fapt, indiferent de nivelul de alocare, indiferent de cum funcționează sectorul, ei rămân pe poziție, ceea ce este un lucru încurajator. Și vă mai dau două exemple de ce România poate avea un viitor bio, un viitor al agriculturii bio. Și anume, în statele asiatice, ca să nu dau numele, cantitatea de pesticide utilizată pe hectar este de 11 litri. În Europa, utilizatorul cel mai mare este Olanda, cu 5,3.
România, în activitățile pe care le desfășoară în agricultura convențională, consumă doar 0,45 litri pe hectar. Din acest motiv, noi considerăm că tot ceea ce se produce, da, convențional sau translații acestea de la agricultură convențională către bio, susținute corect din punct de vedere al politicilor publice, are șansă. Pe de altă parte, tu asta știți foarte bine, că 60% din ceea ce, din locuitorii din rural consumă apa din pânza de apă freatică. În ce țară din Europa se mai întâmplă lucrul ăsta? Ca o pondere atât de mare să consumi? În niciuna, domnul Ghinea. Ca atare, apa și solul permit sectorului bio din România să se dezvolte și să ajungă acolo unde noi am discutat și am stabilit prin programul de guvernare 500.000 de hectare până în 2020. Pe de altă parte, acest avantaj oferit de agenție este un avantaj important care permite o bună exprimare a tuturor actorilor implicați, a celor care doresc să facă produse de calitate și, cum explicam, astăzi există producția convențională jos, volume mari, cu cantități însemnate pe piață, și agricultura bio. Între ele nu există acea treaptă de mijloc, acea treaptă care să permită producătorul să se exprime corect. Și atunci, fie cei de la convențional căutau bio, dar pe măsuri așa, sau prin instrumente așa cum le știm noi, cei de la bio nu puteau să facă față datorită costurilor destul de mari cu certificarea. Știți bine, piața niciodată n-a permis o predictibilitate foarte clară. Și atunci, cred eu că odată cu apariția acestor legi foarte clare, prevăzute în program, cu o finanțare corectă, putem să ne atingem obiectivele. Apropo de acest subiect, avem un telespectator care dorește să discute cu dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Cum vă numiți, de unde ne sunați? Mă numesc Paraschiv, sunt un fermier din Ialomița. Da, domnul Paraschiv, vă rog. Am avut și eu suprafețe prinse la agricultura ecologică. Ce suprafață ați avut? În jur de 300 de hectare din 1500 de hectare. Domnul Rădulescu are dreptate. Și vă spun ca unul care a pățit-o cu firmele, cele care... De certificare. Da. Așa este. Toate firmele sunt străine. La mine a fost cu o firmă Bios din Italia, care am avut un contract cu o firmă din Constanța, cărui patron era italian. Firma din Bios este tot patronată de un italian. Am făcut contestație că m-au exclus în agricultura ecologică, am făcut recurs, dar ce poate să... Cum se poate să ne înțeleagă pe noi italienii ce am vrut eu să le spun? Ce am vrut să le scriu? Și discutam cu cei din București, dumneavoastră știți să traduceți cum trebuie să... Eu sunt constituit la legea 36 și trebuia să fac depunerea pe agricultură ecologică după ce oamenii își făceau opțiunile la sfârșitul anului. Și m-au exclus din agricultură în momentul când a fost un control de la Ministerul Agriculturii. Și eu am spus, domnule, am 1500, fac pe 300 de hectare. Nu le-a mai convenit celor probabil de la Constanța, care în primul an, în 2015, mi-au luat porumb și floarea soarelui, mi-au dat în preț bun, în momentul când Ministerul Agriculturii, de fapt, nu vreau să dau nume, cineva de acolo mi-a spus, două parasit, nu cred că le convine celor din Uniunea Europeană să facem noi agricultură ecologică. Păi dați nume, domnul Paraschiv. Am mare și ne-a trimis în control. Domnul Paraschiv. O secundă. Dați nume, domnule, că și eu dau și dacă nu dăm toți și tot îi ocolim așa... Păi nu am dat nume, domnul Rădulescu, este Bios. Bios. Nu. Dar de la minister cine v-a spus? Poftiți? De la minister cine v-a spus? Nu mai rețin cine a fost cineva. Dar un băiat tânăr care probabil a avut curaj să spună. Ok. Avea dreptate. Ce vreau să spun? După ce s-a luat, din momentul când eu nu am mai făcut contracte cu firma din Constanța, au făcut un control, un numai control Ministerul Agriculturii, mi-au dat 6 sancțiuni, una după alta. Adică pregăteau excluderea mea din agricultura ecologică. Domnul Paraschiv, da. Aveți aici lângă mine, și acum fac
divulg un secret. Aveți lângă mine un om care ține foarte mult la agricultura ecologică și este domnul secretar de stat Botănoi. Eu recunosc că mai greu m-am adaptat, am considerat că e greu, dar am sprijinit-o, dacă îi întrebați, și la târgurile de la, din Germania și așa mai departe. Vreau să vă spun că au discutat dumnealui, am participat și eu la anumite de mai multe întâlniri când au discutat cu oameni care i-au spus că, de fapt, toată chestiunea asta a fost și cu o structură de Ministerul Agriculturii, pe care au reușit să o desfințeze și pentru care trebuie să-l felicitați. Pentru că nu erau totul legate, aia din Constanța cu aia de la minister, care nu le convenea, pe aia vă excludeau. Este așa? Așa este. Da, eu mi-am pus mare speranță. Dacă domnul Tănoi își amintește, într-o revistă a dat un interviu în care a spus că va... Alo? Va face o analiză, mi-amintesc, a firmelor care face certificarea ecologică din România. Cum sunt, majoritatea sunt străine firmele acestea, domnule. Cum să vrea cei din Italia să facă o agricultură ecologică, să vin pe piață cu produse ecologice? Eu, unul, vreau să fac agricultură ecologică, pentru că îmi dau seama că în timp ăsta va fi unul din, probabil, o parte din viitorul agriculturii. Nu mai putem merge cu atâtea otrăvuri ce le punem în ce facem și la greu. Știu că lucrez. Ceea ce vreau să-i spun domnului secretar, m-a deranjat foarte mult atitudinea unui salariat de la Ministerul Agriculturii, care atunci când au primit de la cei de la BIOS informarea că sunt exclus în agricultura ecologică, fără niciun fel, domne, asta a fost tot timpul României, noi stăm numai în genunchi, fără să-l întrebe, domne, dar l-ați ascultat, a făcut recurs, a făcut... A spus doar, da, vă mulțumim, suntem de acord cu excluderea societății agricole din agricultura ecologică. Fără să dea... A fi avut datoria. Dom'le, cei de Ministerul Agriculturii nu sunt subordonații firmelor de la ecologic, domnule. Putea să-i spună, domne, dar l-ați ascultat pe omul, ați vorbit, are dreptul la recurs? Da, cât s-a mulțumit și a spus, gata, domnul Paraschiv. Am o rugăminte la dumneavoastră în particular, poate îmi spune și mie cine este acest salariat, că îl știți foarte bine. Nu vreau în direct, domnul pentru că... Dar nu mai este, pare că l-ați dat afară. A, înseamnă că e bine atunci, înseamnă că am luat decizia corectă. Motiv luat pentru luat care, corectă, dar să spun... știți, domnul Paraschiv, vreau să vă spun un lucru. Deci apariția acestei agenții poate vine și în completarea la of-ul pe care dumneavoastră l-aveți, pentru că și noi de-a lungul timpului am constatat anumite lucruri care nu funcționează, motiv pentru care sigur că am rugat și am aprobat inițiativa parlamentară care spune, domnule, hai să avem o agenție care să răspundă și românilor, numai să răspundă doar așa din vârful pixului, pe certificate nu știu cum, date de nu știu cine, pentru că vă mărturisesc, sunt lucruri care le-am constatat că nu au funcționat și le îndreptăm. Eu așteptam o emisiune de mult făcută, domnul Ghinea, pe acest lucru. Domnul Paraschiv, încercăm să le prindem și noi pe toate. Sunt multe subiecte în agricultură. Căutăm să dăm prioritate celor mai arzătoare. Suntem puținile televiziuni care mă aduc în față problemele agriculturii. Suntem singura televiziune. Domnul Paraschiv, să știți că Agro TV este singura televiziune, și repet, singura televiziune de agricultură din România. De asta trebuie să urmăriți programele noastre, pentru că venim în permanență cu informații. Am încercat de multe ori să mai intervin fără să acuz, fără de... Dar acum abia așteptam cu agricultura ecologică. Uitați că ați deci avut ocazia. Ați înțeles, urmează să înființăm o agenție care să facă și certificarea bio. Este foarte bine, nu se poate. Eu le-am cerut să repete analizele care le-au făcut pe cheltuiala mea. Nu mi-au dat niciun răspuns. De altfel nici nu dădeau răspunsuri. Nici nu. Și noi nici nu avem cum să-i dăm în judecată. Bine, domnul Paraschiv. Urmăriți pe mai departe programele noastre și mulțumesc. Sunt sigur că veți găsi răspunsuri aici la Agro TV în fiecare zi. Bine, mulțumesc, seara bună vă doresc. E bine că oamenii sunt atenți la ceea ce discutăm, e bine că aveți soluții pentru problemele lor și iată, soluțiile nu, vin. Nu a fost nimic pregătit și absolut nici nu știu. Dar nu se pune problema, domnule Dumnezeu. Nu, că mai cred că te unică s-aranjament. Măi, Ovidiu,
Hai, bă, lasă-mă să le spun că așa e. Cred că te-au nimeni, băi, au aranjat, au vorbit, au cu tare. Mai aveam eu chestiuni de aia când mă sufla în cască. Ce faceți, vă pupați acolo? Dar trecem peste chestiunea asta. Încă o dată, lucru pe care a preocupat pe Ministerul Agriculturii. Și acum hai să mai fac o, să mai divulg un secret la tine aici ca să nu... Deci, în timpul activității mele din agricultură, m-am întâlnit de mai multe ori cu domnul Bătănoi și nu întotdeauna întâlnirile din noi, dintre noi doi au fost foarte fericite. Nici eu n-am fost mulțumit de multe lucruri, nici el n-a fost mulțumit de... Nu credeam vreodată că am să ajung să colaborez atât de bine cu el. Probabil m-am și experiența mea, maturizarea lui și totul, și a ajuns să facă niște lucruri pe care mi-e drag, îți spun sincer, să-l ascult, pentru că el e mai puțin radical ca mine. El este un tip mai aplicat, mai cu tare. Eu aș vrea așa, pe când el spune asta se poate, asta nu se poate, și închei cu un singur lucru. Știi de ce țin foarte mult la el și-l apreciez? Pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut și am făcut cu legea porcului, cu pasărea, cu multe chestiuni, dar când o luam să le analizăm, cu irigații și așa mai departe, cu zona de munte, la toate la care lucrez, întâmplător mai auzeam discuții. Omule, mi-a plăcut în discursul lui că pentru el foarte important este agricultorul. Și nu suferă chestiunea asta că toată lumea zice, băi, iau subvenții, fură, fac aia, fură. El când aude că agricultorul fură, turbează. Și merge pe ideea de simplificare. De multe ori au gândit niște lucruri pe care nu aveam curaj să le gândesc, vis-a-vis de faptul că trebuie să ai încredere în agricultorul român și să-l ajuți, și că el răspunde cu aceeași monedă. Și pentru asta echipa de acolo, și au avut și un noroc acum, hai că și cu norocul lor. A avut noroc de un partid care le dă bani, a avut noroc de un ministru care toată ziua e în teren, de un care program foarte important, de niște programe care le fac. Și lucru, și ceea ce e felicit, eu, de exemplu, pe timpul meu n-am reușit să, cu opoziția de atunci, să pot să stau de vorbă. Poate și din vina mea, poate și din vina lor, haide că nu vreau să căutăm vină. Dar acum, faptul că poți să intri în Ministerul Agriculturii, că poți să discuți, că poți să faci o chestie, nu Adrian Rădulescu, nu, orice agricultor. Pe mine chiar mă enervează câteodată când vin unii care se erigează în mari reprezentanții agricultorilor, dar vin și să-și rezolve interesul lui. Și am participat într-un și zic, domnul Bătănoi, nu vezi că ăsta a venit să-și rezolve interesul lui? A venit el pentru că, zice, nu te supăra, și el trebuie ascultat, și poate interesul lui e și interesul altora, în sensul că trebuie făcut analiză. Că e simplu să spui, mă, lucrează pe interes. Și, deci lucrurile s-au schimbat mult, mult în sensul colaborării. Bun, noi trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. După publicitate vreau să revenim cu un subiect important pe care mâine reprezentanții Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților îl vor dezbate: diminuarea risipei alimentare.